fericită de câte mulți am reușit să strâng, de câte persoane au înțeles nevoia gândurilor și a emoțiilor pe care noi le-am pus în acest proiect. Bineînțeles că trebuie să mulțumesc întâi familiei mele mari, Crucea Roșie Română, pentru că fără aportul lor nu aș fi putut câștiga acest proiect. Am fost câștigători și datorită faptului că suntem cunoscuți în campaniile de conștientizare, atât de promovarea sănătății, cât și în ultimii 2 ani în pandemie. Am fost poate singura organizație care am avut liber să mergem zi și noapte să spunem oamenilor să se ferească și ce să facă. Nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult, că fiind în număr atât de mare, că ați înțeles nevoia. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care sunt în prezid, deși cu toții ar trebui să fim, că au înțeles că este foarte important să ne dăm mână cu mână ca să putem realiza acest lucru. Nu, noi singuri nu putem fără ajutorul dumneavoastră, cum nu putem nici fără ajutorul presei cărora le mulțumesc că sunt aici alături de mine. Și să-mi doresc ca acest proiect să fie o reușită, un model de bune practici pentru viitor și cu ajutorul dumneavoastră a tuturor să ducem lucrurile la capăt, iar așa cum spunea și doamna Claudia, la final, când vom face conferința de închidere, când tragem linie, să putem spune da, am atins targetul de atâtea mii de copii, de adolescenți, care prin acțiunile noastre stradale, teatru sau cum ne mai gândim noi să-i atragem, să fie doar un plus valoare pentru ei. Că până la urmă, noi ne iubim copiii, suntem tot timpul alături de ei, gândim frumos cu ei, numai că de exterior noi putem feri.